Ne-am întors în direct, sunt procurorii DNA. Acum la Consiliul Județean Iași se fac percheziții. Conform primelor informații, vizat ar fi Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași și unul din puținii susținători al lui Ludovic Orban. Georgiana Murgilă cu mai multe informații. Bun găsit, Georgiana. Știm, Costel Alexe este acuzat de luare de mită și de lapidare pentru cele 22 de tone de tablă pe care le-ar fi primit mită când era ministru al mediului. Ce se știe despre perchezițiile de azi? Aceste percheziții nu ar avea legătură cu vechiul dosar al lui Costel Alex, ar avea legătură cu niște fapte de corupție sau asimilate celor de corupție care s-ar fi comis în perioada februarie-august 2021. Așadar, vorbim despre fapte presupus de corupție recente. De altfel, există informații pe surse cu privire la motivul acestor percheziții, în timp ce unele informații susțin faptul că ar fi vorba despre verificarea unor concursuri de angajare, alte informații susțin că ar fi vorba despre niște terenuri. Oricum ar fi, până acum Direcția Națională Anticorupție nu a dat informații cu privire la exact obiectul acestor percheziții. Cert este că vorbim despre percheziții care se desfășoară la sediul unor instituții publice. Vorbim despre, printre care și despre Consiliul Județean Iași. De asemenea, vorbim și despre percheziții domiciliare, iar la fel, pe surse, se pare că ar fi vorba chiar și de domiciliul lui Costel Alexe, însă așteptăm informații clare de la DNA. Mulțumesc, Georgiana Murgilă, te așteptăm cu informații noi atunci când vei opri.